În loc să chefuiască de Sfântul Nicolae, Marian Lucșoreanu din Mioveni a tras perietura vieții lui când a văzut că iese fum din mașina pe care a parcat-o în fața blocului. S-a ars GMV-ul atât și a scos fum atât. Cum da. S-a întâmplat? Păi cum? Și ție ți-a ardă GMV-ul la mașină. Nicio problemă. Și oamenii s-au speriat și au crezut că e Solența sau Dacia din 80 și a zis că ia foc. Dar ai lăsat-o pornită? Păi și dacă, normal, dacă vreau să o pornesc să... Da. Și? Cum sunt daunele? Cum păi sunt ce să mai, mi-a băgat pompierii clești în ea. Pompierii detașamentului de la Mioveni au fost alarmați de către vecinii proprietarului care s-au speriat când au văzut că din mașină iese fum. Aceștia s-au deplasat cât mai repede la locul cu pricina, reușind să lichideze ceea ce ar fi putut să fie un adevărat incendiu. Detașante de pompieri Mioveni a intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă pentru instingerea unui incendiu auto. Pe timpul desfășurării intervenției nu au fost probleme.